Salut și bine ați revenit pe zecileinfo.com. Eu sunt Paul Sămeșan și în acest videoclip vom termina de studiat capitolul de subprograme de la clasa a 10-a. Vom termina cu rezolvând trei probleme, una puțin mai greuță, restul vor fi puțin mai simple, însă vor fi cu matrici și consider că nu am rezolvat prea multe probleme care să presupună care se presupune scrierea subprograme care să prelucreze tabluri bidimensionale. Deci, este cumva un plus la ce am făcut la acel subcapitol unde au fost, din păcate, doar trei probleme pe PB Info. Bun, și prima problemă pe care vreau să o facem și este, din punctul meu, și cea mai greuță de aici, care presupune scrierea unor funcții, se numește half-sort 1. Se dă un vector cu n elemente numere întregi, n fiind număr par, să se urmeze crescător elementele din prima jumătate a vectorului și descrescător elementele din a doua jumătate. Se vor defini și apela următoarele subprograme. Citire care citește valoarele n și cele n elementele tabloului, care afișează elementele tabloului, adică afișare care afișează elementele tabloului, sortare care ordonează elementele vectorului compuse între doi indici transmiși ca parametri, criteriul de ordonare crescător și descrescător va fi transmis ca parametru. Bun, frumos, frumos. Și desigur va trebui să rezolv această problemă. Deci ideea este că eu îi voi da 1, 3 și să zicem printr-un caracter îi voi zice C sau DC, crescător sau descrescător. Și el va ști să facă aceste lucruri. Foarte frumos. Haideți să vedem cum rezolvăm această problemă. Voi șterge tot să scriu o ultimă dată funcția de citire și de afișare. Mie îmi place să pun acoladele așa și mi se pare mult mai ok să las spații de acest gen. AD, să sperăm, este de 101 matricea. Va trebui să afișez o funcție de citire de N și A. Va trebui să afișez o funcție de să fac o funcție de afișare care va afișa elementele vectorului A. Mă întreb dacă n-ul e, a, n este par. Ok. Va trebui să sortăm. Sortare. Și desigur, va trebui să facem sortare de vectorul n cu a elemente între indicele 1 și n pe 2. Și va fi o sortare de tip crescătoare. Îi voi transmite aici caracterul C. Voi face sortare pe vectorul A cu n elemente de la poziția n pe 2 plus 1 la poziția n. Și voi folosi caracterul DC, D, simplu caracterul D, că DC este șir de caractere. E sigur crescător și descrescător pe a doua jumătate. Și atâta este tot main-ul nostru. Desigur, va trebui să îmi fac o funcție de citire la care să nu uităm să transmitem n-ul prin parametru. Pentru i de la 1 la n plus plus i vom citi a de i și am uitat să citesc n-ul. Atunci, desigur, mă întorc și o să citesc n-ul meu. O să merg jos și o să fac o funcție de afișare de int n, int a. Și, desigur, aici voi face direct for-ul fără să trească să mai îl afișez și pe n încă o dată. Plus plus i. Și o să afișăm a de i. Și vedeți că este o funcție pe care o folosesc pe aceea să sortez și crescători și descrescători. În acest punct de vedere, mi se pare că este foarte interesantă funcția. Și vreau să vă arăt cum o scriem. Void sortare de int n, int a, int s, stânga, int dreapta și char caracter. Deci vom avea două if-uri, if caracter egal cu ce. Asta înseamnă că îmi va fi crescător
sortată funcția mea, voi face simplu acel for pe care știți și voi cu siguranță, mai mic decât dreapta plus plus i, for int j egal cu i plus 1, j mai mic sau egal decât dreapta plus plus j, if a de i mai mare decât a de j, îi vom da swap lui a de i, a de i cu a de j. Bun, și o să facem o chestie asemănătoare. O să dau direct else, mai bine. O să iau doar această bucată. Desigur, aici voi schimba semnul. Și asta este rezolvarea corectă a acestei probleme. Adică, dacă îi transmit caracterul Q, o să facă crescător. Dacă îi transmit caracterul D, îmi va face descrescător această sortare. Și, desigur, va face sortarea între doi parametri, stânga și dreapta. Bun, haideți să vedem dacă rezolvă corect această problemă, pentru că, până la urmă, asta este cel mai important lucru, să avem o rezolvare corectă a problemei. Cred că am uitat să pun spațiu între elemente la afișare. Da. Am uitat să pun acest spațiu, însă dacă v-ați uitat cu atenție, rezolvarea este corectă. Adică vedeți că elementele sunt ordonate crescător în prima jumătate și descrescător în a doua jumătate. Bun, haideți să mergem să punem pe pbinfo această soluție și să vedem dacă luăm 100 de puncte. Mă scuzați, problema este cu fișiere, da, și mi-am dat seama când am văzut că iau 100 de puncte, mi-am amintit că am uitat să pun fișierele. Half sort 1.in și desigur fișierul of stream cout va fi half sort 1.out. Bun. Și vedeți că asta este rezolvarea și, desigur, acum am luat 100 de puncte, nu am fost atent la trecută, adică am uitat cu totul despre posibilitatea fișierelor și despre obligativitatea mea de a pune aceste fișiere. Însă, vedeți că funcționează corect. Funcția de citire și funcția de afișare nu are sens să le reexplic, în schimb vreau să explic funcția asta, pentru că este una foarte utilă, din moment ce poate sorta atât crescător cât și descrescător, folosind aceeași funcție. Și pentru că am transmis aici un parametru, eu rezolv fie crescător, fie descrescător și acest lucru mi se pare mie foarte, foarte interesant. Cam asta ar fi. Sortarea este tuturor cunoscută. Pur și simplu, asta este șmecheria, folosind acest caracter CH, care dacă este C, voi sorta crescător vectorul meu, dacă este D sau orice alt caracter, îl voi sorta descrescător. Bun, haideți să mergem să rezolvăm celelalte două probleme, matrice 4 și matrice 5 se numesc cele două probleme. Vom începe desigur cu matrice 4. Se dă o matrice pătratică cu n linii și n coloane și elemente numere naturale, să se afișeze indicii liniilor pentru care suma elementelor este număr par. Se va defini și folosi subprogramul sumă cu trei parametri, x matrice, dimensiunea matricii și un număr natural. Funcția va returna suma elementelor un P, un număr natural, care va returna suma elementelor de pe linia P a matricei X. Ok. Deci indicii liniilor pentru care suma elementelor este număr par. Ok. Fișierul de intrare matricei 4 conține pe prima linie N, pe următoarele N linii câte N numere naturale reprezintă elementele matricei. Fișierul de ieșire va conține pe prima linie două indici linie indici determinați separați prin exact un spațiu în ordine crescătoare. Ok, elementele spun într-un milion, deci nu trecem de int cu această sumă. Deci haideți să vedem cum scriem rezolvarea la această problemă. Va trebui să îmi declar un n și o matrice de 101 pe 101. O să-mi citesc n-ul meu,
pentru i de la 1 la n și pentru j de la 1 la n, o să citim elementele matricei mele. Nu-mi zice cum să se numească funcția. Suma. Ok. O să verificăm pentru fiecare linie. Mai mic sau egal decât n plus plus i. If suma de n, a și i modulo 2 egal egal 0 dacă este prim, o să afișăm desigur i-ul și o să punem și un spațiu după el. Perfect. Să nu uităm să scriem funcția suma de int n, int a, desigur de 101 și int p. Int s egal cu 0, for int i egal cu 1, i mai mic sau egal decât n plus plus i, s plus egal a de p de i. În matricea este pătratică, de-aia avem acolo i, aici de-aia avem i și până la n, pentru că matricea este pătratică, p este linia. Perfect, și o să dăm return s. Și veți vedea că rezolvarea noastră este corectă și teoretic ar trebui să meargă. Bun, cine afișează 1 și 4? Bun, haideți să recapitulăm încă o dată ce am făcut aici. Și în primul rând voi avea citirea, care este cât se poate de simplă. După aceea, pentru fiecare linie, îi voi calcula suma cu ajutorul funcției. Voi verifica că este pară. Dacă este pară, voi afișa indicele liniei. Și aici este funcția care face suma elementelor de pe linia P. Cât se poate de simplu. Haideți să mergem pe pbinfo și să punem această problemă, să vedem dacă luăm 100 de puncte, să avem grijă că este din nou cu fișieră. Matrice 4 punct in și offstream cout matrice 4 punct out. Și cât se poate bine am rezolvat noi această problemă și vedem că luăm și 100 de puncte. Nu știu care este impresia voastră la momentul actual despre folosirea funcțiilor, însă pentru mine și aceste rezolvări la care doar o funcție face ceva mi se par geniale. Gândiți-vă, aici trebuia să calculez, să fac aici niște paranteze mari și să calculez S-uri și să verific că este par și să afișez indicele. Mi se pare mult, mult mai frumos așa. Avem o funcție, avem o bucată de citire, o bucată de rezolvare și atât, și sus avem funcțiile care nu mă deranjează cu nimic, frumos. Sunt acolo declarate global și nu mă încurcă pe mine cu absolut nimic. Bun, haideți să mergem să rezolvăm și ultima problemă pentru acest videoclip, care se numește matrice 5. Se dă o matrice pătratică cu n linii și n coloane, numărătoare de rândul n și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor aflate strict deasupra diagonalei secundare a matricei. Se va defini și folosi subprogramul sub cu trei parametri. N dimensiunea matricii, X matricea ca un număr natural care va returna suma tuturor elementelor A, D și J din matrice pentru care I plus J egal K. Da, merge și așa. Ok, frumos. O să vă explic imediat care este ideea cu acest lucru. Ficierul conține prin prima linie numărul n și apoi elementele matrice și ficierul matrice 5.8 va conține pe prima linie suma determinată de noi. Elementele sunt numerotate de la 1 la n. Bun. Aceasta este diagonala secundară care o vedeți aici și are proprietatea că pentru toate toate aceste șiruri paralele cu ea, care le vedeți așa, 6, 6, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 6, 6 și 1, toate aceste lucruri sunt simetrice, nu sunt simetrice, respectă regula că I plus J dau același număr, adică 3, aici o să vedeți că o să fie 4 cu 1, aici o să fie 3 cu 2, aici o să fie 2 cu 3 și aici o să fie 4, 1 cu 4.
și suma lor este 5 a tuturor. Aici o să vedeți că este suma 1 cu 3, 2 cu 2, 3 cu 1, adică suma 4. Aici, desigur, va fi suma 2 și aici va fi suma 1, suma 2 și aici va fi suma 3. Scuzați. Deci vedeți că cu ajutorul acestei funcții, cu care îmi voi parcurge toate numerele de la i plus j mai mic decât m plus 1, că de fapt asta este așa, mai mic decât m plus 1, îmi va da elementele de aici. Haideți să încep să o scriu și o să înțelegeți mai bine pe parcurs, cu siguranță. Nu știu dacă îmi spune ceva despre funcția se numește sub, oricum. Aici am citirea până într-o sută, e bine. O să-mi declar o sumă egal cu 0 for int i egal cu 1, i mai mic sau egal decât n plus plus i. De ce mai mic sau egal decât n? Pentru că aici suma i n e 5. Și voi transmite sum plus egal sub de n a și desigur i. Care este ideea? Desigur, suma minimă este 2 pentru că elementele îmi sunt indexate de la 1. De la 2 la n îmi va căuta elementele pentru care suma indiciilor să dea i. O să șterg aceste acolade și aici jos îmi voi afișa suma. Bun, haideți să scriu funcția și veți înțelege în cel mai scurt timp cum funcționează acest lucru. Int n, int a de 101 și desigur int un k. Haideți aici să fac un comentariu în care să vă explic un pic. Să ne imaginăm că avem o matrice de 3x3, 1, 1, a de 1, 2, a de 1 și 3, a de 2, 1, a de 2, a de 2, 2, a de 2 și 3. Și aici o să avem a de 3, 1, a de 3, 2 și, desigur, a de 3, 3. Matricea secundară este matricea de diagonala secundară este diagonala determinată de elementele a de 3, 1, a de 2, 2, a de 1, 3. Vedeți că suma acestor elemente este aceeași, suma indicilor acestor elemente este aceeași. Deci, toate coloane, toate liniile paralele cu diagonala secundară au proprietatea că suma indicilor lor este aceeași. Din acest punct de vedere, eu îmi permit să fac acest lucru. Bun. Care este suma elementelor deasupra de diagonala principală? Păi sunt toate sumele de la 2, că 1 plus 1 e 2, până la n, pentru că aici va fi n plus 1 pe diagonala secundară. Până la n-ul aici este 3 și vedeți că 2 plus 1 și 2 plus 1 dau 3. Și deasupra veți vedea că există proprietatea aceasta de care vă vorbeam, că este vorba de suma indicilor până la n. Dedesubt, vedeți că este aici suma 5 și aici este suma 6, mult peste valoarea lui n. Și atunci, din acest punct de vedere, voi parcurge absolut toată matricea aici, mai mic sau egal decât n plus plus i, for int j, egal cu 1, j mai mic sau egal decât n plus plus j, if i plus j, egal k, sum plus egal a de i de j. Așa, return sum. Și să nu uităm să declarăm o variabilă sum egal cu 0, care va fi și returnată. Bun, și veți vedea că cu siguranță această problemă va funcționa corect. Trebuie să ne returneze valoarea 18. Sper că nu am luat eroare de compilare pe undeva. O să mai apăs o dată să lansez în execuție. 18 este rezultatul pe care noi îl așteptăm și, desigur, 18 ni se returnează. Deci, o să mai explic o dată, scurt, cum funcționează această problemă. Pentru toate sumele indicilor de la 2 la n, există proprietatea că se află deasupra de diagonala secundară. Aici am făcut toate sumele de la 2 la n și pentru fiecare sumă, adică k, am căutat indicii care adunați dau acea sumă. Și veți vedea că am făcut suma tuturor numerelor și am afișat-o. Să nu uităm să punem fișierele, dacă voi ați lucrat fără fișiere ca și mine.
Eu vă recomand să lucrați cât mai mult cu fișiere. Dacă problema este că trebuie să lucrați cu fișiere, să nu ezitați să lucrați cu fișiere, pentru că sunt extrem de importante și acele fișiere. Și cum vă spuneam și în ultimele videoclipuri, eu nu am posibilitatea de a lucra cu fișiere pe un sistem de operare iOS, pentru că există niște reguli mai stricte de antivirus și nu lasă pe compilator să manipuleze fișiere. Ok, cam asta a fost pentru subprograme. Sper că v-a plăcut, ați găsit util acest mare capitol din clasa 11, sper că ați și din clasa 10, sper că ați și înțeles bine tot ce am prezentat eu aici. Desigur, mai puțin șirurile de caractere, pentru că le vom face aici și vom reveni. Probabil nici la școală nu le parcurgeți. Chiar sper că ați înțeles, sper că ați găsit util această serie de videoclipuri. Chiar îmi dau silința cât de bine pot să vă explic, însă, având în vedere că nici nu vreau să stau ore întregi să fac videoclipuri, pentru că probabil niciunul dintre voi nu va sta atât de mult timp, încerc să compresez cât mai mult materia și să fac cât mai multe probleme, pentru că, din punctul meu de vedere, din practică se înțelege cel mai bine. Pe lângă probleme pe care le-am făcut, voi puteți face cel puțin dublu cu aceeași teorie pe care v-am arătat-o. Îmi place să cred că este și toată teoria de care veți avea nevoie, însă poate că există mici chichițe pe care le scap, însă în mare sunt destul de sigur că este tot ce aveți nevoie. Deci dacă parcurgeți toate cursurile pe care le fac eu la final, veți ști tot ce presupune materia de liceu și desigur să luați 10 în toate testele și concursurile la care mergeți, poate chiar și în bac. Eu am fost Paul Sumeșan de la 10lainfo.com. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe și noi ne vedem într-un următor videoclip. Să aveți o zi minunată!